Așa cum v-am anunțat, astăzi, pe măsură ce privim în Noul Testament, în capitolele 10 și 11 din Cartea Faptele Apostolilor, vom căuta să găsim răspunsul Bibliei la întrebarea: e vreo diferență între iudei și neamuri? Mai întâi vom observa cum s-a răspândit Evanghelia de la credincioșii evrei în toată lumea. Avem o mostră semnificativă a acestui proces deloc facil în chiar aceste capitole, în care Apostolul Petru, cu destule rețineri, confuz chiar, dar în ascultare de Duhul lui Dumnezeu, va ajunge să transmită Evanghelia cuiva dintre neevrei pe care evreii numeau neamuri. Numele acestei persoane era Corneliu, el fiind considerat primul neevreu care a auzit Evanghelia de la Petru. Poate că nu vi se va părea cine știe ce, dar asistăm aici la o schimbare majoră de paradigmă și în ce-l privește pe Petru, prima dintr-o serie de transformări majore. Corneliu era un centurion roman, deci neevreu, și locuia în Cezarea. El nu era nici creștin, pentru că nu auzise niciodată vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus Hristos. L-am putea totuși numi un căutător, pentru că ne este prezentat ca un om cucernic și temător de Dumnezeu și care făcea multe fapte de caritate. Simțea că are nevoie de mai multă lumină și o dorea. Oriunde există o persoană care îl caută pe Dumnezeu, precum Corneliu, omul acela va auzi mai devreme sau mai târziu Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Iată-l pe Corneliu. În timp ce el se ruga în Cezarea, un înger al Domnului i-a apărut într-o viziune și a spus să trimită după Pavel la Iope, partea veche, sudică a modernului Tel Aviv. Pavel locuia în casa lui Simon Tăbăcarul, aproape de țărmul Mării Mediterane. Ceea ce Corneliu a și făcut de îndată. În timp ce trimișii centurionului erau pe drum spre Iope, Dumnezeu îl pregătea și pe Petru. Aflat la timpul de rugăciune, Petru are și el o vedenie. Din cer cobora o față de masă pe care erau tot felul de bucăți de carne, deopotrivă patrupede și păsări. Și o voce autoritară i-a poruncit: Petru, scoală-te și mănâncă. Citiți în versetul 13 din capitolul 10. Dar bunul evreu Petru i-a răspuns: nu, Doamne, pentru că niciodată n-am mâncat ceva necurat, care să nu fie coșer, adică. Dar vocea a continuat: poți să mănânci orice, pentru că Domnul îți spune asta. În vedenie, Duhul i-a spus de asemenea că va fi căutat de niște bărbați trimiși de Dumnezeu și că era în regulă să plece cu ei. Și nu mult după ce vedenia a încetat, Petru a auzit bătăi în ușă. Erau trimișii lui Corneliu, care îl invitau să-i însoțească la reședința sutașului. Trebuie să știți că pentru evrei era de-a dreptul interzis să intre în casa unui neevreu, dar Dumnezeu îi spusese lui Petru că el deja schimba regulile. Astfel încât, prin credință, Petru va pleca spre casa centurionului roman, în care, incredibil pentru el până atunci, va ajunge să pășească. Un pas care pare mic, poate, dar un gest în realitate atât de măreț. Aflăm continuarea acestui episod data viitoare.